Aceasta este o rețetă bazată pe maceratul de usturoi. Are efecte extraordinare în întărirea sistemului imunitar și în combaterea zeci de afecțiuni. Pentru realizarea maceratului se folosesc 6-8 căpățâni de usturoi, 1 litru de apă, 2 rădăcini mici sau 2 linguri frunze de pătrunjel. Cum îl preparați? Se macină sau se zdrobesc cățelii de usturoi, se așează într-un borcan, peste care se toarnă apă rece și se amestecă. Pentru a diminua mirosul și gustul usturoiului, se mai adaugă, măcinate sau zdrobite, cele 2 rădăcini mici sau cele 2 linguri de frunze de pătrunjel. După cel puțin 2 ore, rețeta de mai sus se consumă după cum urmează. Se beau zilnic, până se termină cantitatea din borcan, 5-10 linguri sau înghițituri din maceratul strecurat. Maceratul se strecoară pe măsură ce este consumat. Se recomandă ca bolnavilor de gripă să li se facă și frecții cu macerat, dar călduț, pe spate sau pe mâini, pentru care se va prepara alt litru de macerat. Celor care nu suportă usturoiul li se pot face frecții și li se pot pune comprese pe tălpile picioarelor, maceratul să fie călduț. Dacă gripa este însoțită de frisoane și de febră, în urma tratamentului frisoanele dispar în câteva ore, iar temperatura corpului revine la normal. Acest leac ieftin și rapid este eficient și în prevenirea sau combaterea altor boli, cum ar fi hipertensiune arterială, diabet, arterită, infecții urinare, cistite, constipații, diaree, diferite alergii, țiuituri în urechi, dureri de piept și de cap, infecții ale ochilor, nasului și gâtului, crampe menstruale, impotența, impetigo, o eczemă urâtă, depresii, insomnie, amețelii, anemie, răni vindecabile, furuncule, calmant al nevralgiilor, afecțiuni ale plămânilor, etc.